Bună dimineața sau bună ziua sau bună seara, fie că vă aflați în țară sau în străinătate. Noi vă salutăm ca de obicei, așa cum v-am obișnuit, cu stimă și respect. Astăzi a venit iarna. Sau nu? Nu chiar. De fapt e o toamnă târzie. O toamnă când cu ploi, când cu cer senin și temperaturi neobișnuite pentru vremea aceasta. Astăzi este 1 decembrie, anul de grație al Domnului 2021. Da, am prins iarăși un 1 decembrie. Nu credeam că o să-l mai prindem, unii dintre noi. Alții, bineînțeles, am avut credință și l-am prins mai cu chiu, cu vai, dar l-am prins. Dar l-am prins mai călduros de data aceasta, nu ca anii precedenți, când a fost mai friguros. Ba chiar zăpada a venit un pic mai devreme decât înainte, din octombrie, alteori din noiembrie. Da, anii trecuți au fost mai reci un pic, acum se pare că e un pic mai cald. Și cine știe, poate o să fie și în 2022. Un pic mai cald, un pic mai cald, un pic mai cald, poate chiar și mai cald, dar nu și neapărat în inimile noastre. Bun, 1 decembrie. 1 decembrie 2021, sărbătorim, cu toții știm, Marea Unire Mare. De la 1 decembrie 1918, Ziua Națională a României, o zi care ne trezește amintiri. Amintiri plăcute, amintiri despre o istorie, unii ar spune recentă, 100 și un pic de ani, alții ar spune cam apusă, poate ar vorbi din perspectiva aceasta a ultimilor evenimente și a vremurilor pe care le trăim, a situației în care suntem cu toții, dar știți cum este, situații grele cer forțe mari și mai mult de atât, unde-s două forțe, puterea crește, unde-s și mai multe, dușmanul nu sporește. Ei bine, e vorba de Marea Unire. Marea Unire Mare care trebuia să se întâmple odată și odată în cuget, în simțiri, în fapte, în felul nostru de a fi și în a ne recupera toate valorile pe care le avem, în a ne recupera țara. Nu s-a întâmplat în ultimii 31 de ani. Deși au fost ocazii, da, au fost ocazii, au fost ocazii mari, au fost ocazii puternice, le-am dat cu piciorul, din păcate, multora dintre ele și, din păcate, ne aflăm cam pe, am spune unii, ultima sută de metri, noi am spune cam în ceasul al 14-lea, adică deja a trecut cadranul ceasului, nu mai suntem în ceasul ultim al 12-lea, nici în al 13-lea, suntem în al 14-lea. Ei, unirea este cel mai mare proiect al românilor din toate timpurile. Din toate timpurile. Este un proiect la care lucrăm încă de pe vremea când nu purtam numele de români, ci purtam numele de traci sau thraci sau geți. De pe vremea lui Burebista, când regele Burebista a unit toate triburile trace sub domnia sa, regatul trac al geților. Era
singurul regat din Europa care avea puterea să-i ceară tribut Marelui Imperiu Roman. Și a cerut, desigur. După aceea a fost un alt mare proiect al marilor voievozi din neamul basarabilor, proiect care nu s-a realizat, pentru că au fost foarte multe obstacole, foarte multe bețe în roate, ca să spunem așa, de tip politic din acea perioadă, un proiect al voievodului Vlad Țepeș, de asemenea un proiect al voievodului Mircea cel Mare, zis cel bătrân, și nu s-au realizat pentru că nu a fost să fie. Probabil nu era nici spiritul român foarte puternic atunci, în acea perioadă de secol 15. Sau poate că erau forțele externe mult prea mari, atât forțele venite din Orient, Imperiul Otoman, cât și din Occident, marile regate ale Europei de vest, împreună, bineînțeles, cu Imperiul German, cu Imperiul Roman de națiune germană de pe atunci, care s-a transpus în Imperiul German. Dar a venit un alt proiect de unire la peste 100 de ani după domnia celor doi basarabi, Mircea cel Mare și Vlad Țepeș, și anume proiectul unirii lui Mihai Voievod Viteazul de la 1600. Acesta s-a realizat cu mari sacrificii. La 1601, din păcate, Marele Voievod avea să fie asasinat. Și totuși, țările române au dăinuit, au continuat, așa cum au fost de-a lungul secolelor 16, 17, 18, până la marea, să spunem așa, încercare după executarea, sau mai bine zis asasinarea, brâncovenilor. Constantin Brâncoveanu, tatăl, și cei patru fii, la 1714. La Constantinopol. Au mai fost alte proiecte, desigur, de mare unire, dar înainte de acestea au fost revolte, revoluții, să spunem, răscoale ale marilor elite ale secolului XIX, și anume, după cum prea bine știm, în 1821-1848, perioada pașoptistă, care a fost o perioadă de mari schimbări intelectuale, de mari de puneri ale bazei statului român, așa cum îl știm noi astăzi. Pentru că, normal, nu se face totul bătând din palme. Trebuie să se facă gradual și cu un mare aport al elitelor din acea vreme. Cam mai apoi să vină perioada imediat următoare, în 1859, pe 24 ianuarie, Mica Unire, sub Alexandru Ioan Cuza, și marile reforme ale României, care urmau să repună România pe tapetul, să spunem așa, istoric și politic și economic, mai ales economic, al Europei de atunci. Sigur, am făcut istorie, am făcut istorie mare, am făcut istorie puternică,
Pentru că noi am stat stabil aici în această răscurce de drumuri, în fața multor conflicte din est și din vest și unora le-am apărat pacea pentru ca ei între timp să se dezvolte cultural, să aibă capacitatea să construiască în timpul acestei păci, iar noi să construim printre picături. Marile noastre construcții, bineînțeles că au fost marile biserici și catedrale sau mănăstiri, mai degrabă. De peste tot prin țară, cu zecile, cu sutele, de-a lungul, bineînțeles, secolelor. Acestea au fost construcțiile noastre cele mai semnificative. Nu am avut mari academii decât după o foarte lungă perioadă de timp. Nu am avut mari facultăți, universități, mari școli decât după multe sute de ani. Dar noi am avut biserici, mănăstiri și încă le mai avem. Avem ctitorii din secolele de grație 15, 16, 17, 18, 19, din toate secolele, de fapt și din secolele 8, 9, 11, acolo prin Transilvania, prin Oltenia, prin Moldova, în special nordul Moldovei. Nu intrăm acum în detalii, pentru că nu este neapărat timpul. Vreau să ne mai aducem și noi aminte, pentru că trebuie să ne aducem aminte de marile perioade de glorie, de marile documente ale vremurilor și să ne aducem aminte, bineînțeles, de exact momentul și evenimentul pe care noi îl celebrăm astăzi, în 1 decembrie, și anume Marea Unire de la Alba Iulia, care nu a fost celebrată numai în Alba Iulia, a fost celebrată de asemenea și în Bucovina, în Basarabia, în toate ținuturile de altfel românești, vechi, ținuturi istorice, care au făcut istorie și care au adunat oameni sub un singur steag, un singur proiect. Dar pentru ce? Vom vedea pentru ce, pentru că acest proiect încă a rămas în picioare și încă este un deziderat al nostru, al tuturor. Ne aducem aminte și noi, cum spunea Strabon, de exemplu, în Geografica, despre traci, erau cel mai mare popor după inzi. Inzi fiind acel popor din zona Indiei, de astăzi India, Pakistan, Afganistan. Iar dacă tracii ar fi fost uniți, ar fi cucerit lumea. Sigur, ar fi fost cei mai puternici dintre toți, dintre toate popoarele din această, nu i-a spune, lume nouă. De fapt, o lume foarte veche, o lume milenară, cu o cultură uriașă, chiar dacă, sigur, și alte civilizații de pe alte continente au avut culturile lor milenare, noi nu putem să spunem că nu am avut o cultură care chiar a fost extrem de veche. A fost o cultură ale cărei vestigii încă mai dăinuie chiar pe teritoriul țării noastre. Cucuteni, Turdaș-Vincea, sigur, Tărtăria și multe, multe altele, pe care nu prea le înțelegem. Dar înțelegem un singur lucru. Dăinuirea.
dăinuirea de-a lungul timpului, de-a lungul spațiului, de-a lungul tuturor vicisitudinilor pe care le-am întâlnit ca și evenimente și construcții în spațiu și în timp. Întâi decembrie 1918. Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia. Aș vrea să citim un pic. Și să ne aducem și noi aminte cam cum erau atunci, pentru că vremurile acelea, deși trezesc o nostalgie aparte, au fost vremuri pe care acum le regretăm, nu-i așa? Le simțim, le ducem dorul, le simțim lipsa. Și cred că ar trebui să ne aducem aminte că ele încă mai sunt vii în inima noastră, în amintirea noastră. Și de ce să nu ne întoarcem și la documente și să vedem cam cum au fost lucrurile pentru a ne reîmbărbăta, a ne repoziționa în această luptă pe care o ducem în zilele acestea cu toate lucrurile care nu țin de noi, nu ne aparțin, nu au venit de la noi, ci au venit din alte părți și care ne zguduie astăzi cultura ca și cum ar fi vrut să ne distrugă. Și chiar ne distrug. Chiar ne distrug. Ne termină, efectiv. Pentru că vor să termine omenirea, vor să termine umanitatea din noi. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie și 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Adunarea națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre. Adunarea națională rezervă teritoriilor susindicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului universal. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului stat român, adunarea națională proclamă următoarele. 1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor ce îl alcătuiesc. 2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă, confesională pentru toate confesiunile din stat. 3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate terenele vieții publice. Votul obștesc direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, județe, ori parlament. 4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, liberă propaganda tuturor gândirilor omenești. 5. Reforma agrară radicală, se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari, în baza acestei conscrieri, desființând fideicomisele și în temeiul dreptului de a micșora sub trebuință latifundiile, se va da posibilitatea țăranului să-și creeze o proprietate arător, pășune, pădure, cel puțin atât cât să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e, pe de-o parte, promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potențarea producțiunii. 6.
Muncitorimii industriale se asigură aceleași drepturi și avantajii care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus. Da, este un document de care trebuie să ne aducem aminte. Lăsăm în continuare să citiți pe cât puteți, pentru că scrisul este destul de, pe lângă faptul că este caligrafic, este destul de greu citibil, mai ales în limba română de astăzi. Dar, sigur, lăsăm libera alegere să îl citiți mai departe. Printre marii politicieni, diplomați, oameni de cultură, marile elite ale perioadei respective, ne aducem aminte cel mai mult de Lucian Blaga. Are o descriere foarte interesantă, care ne-a trezit un pic de nostalgie și vreau să o citim și noi ca să ne aducem aminte chiar de la firul ierbii, de acolo de unde se întâmpla marele eveniment și de unde avea loc toată festivitatea aceea din dimineața de 1 decembrie. Era o dimineață rece de iarnă, pe o parte a șoselei se duceau spre Alba Iulia, scârțind prin făgașele zăpezii căruțele românești. Buchete de chiote și bucurie alcătuind un singur tir, iar pe cealaltă parte se retrăgea în aceeași direcție armata germană ce venea din România, tun după tun, ca niște pumni strânși ai tăcerii. La Alba Iulia nu mi-am putut face loc în sala adunării. Aveam în schimb avantajul de a putea colinda din loc în loc toată ziua pe câmpul unde se aduna poporul. Era o roire de necrezut. Pe câmp se înălțau aici colo tribunele de unde oratorii vorbeau nației. Pe vremea aceea nu erau microfoane, încât oratorii cu glas prea mic pentru atâta lume treceau de la o tribună la alta. În ziua aceea am cunoscut ce înseamnă entuziasmul național, sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv, al oratorilor de la tribună. Da. O nostalgie ne cuprinde tocmai când citim toate aceste rânduri care ne transpun în acea perioadă de foarte mare însemnătate. E foarte interesant să vedem atunci cum stăteau lucrurile. Sigur, perioada aceea a fost de o mare putere care a precedat următoarea perioadă, perioada interbelică, în care chiar s-au pus în faptă multe din cele pe care și le-au propus marile elite ale timpului. Știm că în perioada interbelică, și nu ne putem dezice de asta, nu putem uita, am avut cea mai mare creștere economică, cea mai mare însemnătate politică pe plan internațional, atât în Europa cât și peste ocean. Am avut istorie. Am făcut istorie pentru că România urma să devină, de fapt devenea, un stat distributist creștin și democrat, participativ. Atunci a fost un precedent, la fel ca și Marea Unire, care, iată, a fost încă de pe vremea tracilor, cu toate că sunt foarte multe voci în spațiul istoric al timpului nostru care spun că a existat, și de altfel am și scris un articol pe această temă, a existat un blestem al dezbinării tracilor. Ca și politică ne aducem aminte de Imperiul Roman, nu? Dezbină și cucerește, divide et impera. Însă aceasta se întâmplă doar cu
permisiune cetățenilor din interiorul statului respectiv. Nu fără. Mai târziu, după perioada interbelică, al doilea război mondial, știm foarte bine, era o perioadă de dictaturi, era o perioadă de emancipare a unor doctrine din acestea extremiste, fascism, nazism, socialism sovietic, toate care aveau la bază marxismul sau scrierile lui Marx care s-au coagulat într-o doctrină, într-un fel de ideologie. Sau mai bine zis, ideopatie, care au deviat mințile foarte multora și care practic au condus la zeci și sute de milioane de oameni uciși, atât în timpul războiului al doilea mondial, cât și după. Vedem că istoria a fost una sângeroasă în al 20-lea secol al perioadei noastre de după Hristos. Una foarte sângeroasă, poate cea mai sângeroasă, am putea să spunem, adică cumva jumătate de populația globului a pierit în toate aceste revoluții sângeroase. Revoluții care urmau să aducă pacea pe pământ, să aducă omul nou, să aducă prosperitate, nu s-a întâmplat. Prosperitatea am început-o noi, în perioada interbelică, cu această bază numită Marea Unire de la Alba Iulia, pentru că atunci când se unește un popor, începe să creeze, începe să construiască, începe să producă. Și micul producător atunci a fost constructorul țării, practic. Constructorul economic, intelectual, politic al țării. Cu toate că, acum puteți să spuneți, da, dar știți, în perioada interbelică au fost mari crize politice, au fost dictaturi, da, am spus-o mai devreme. Și la noi la fel, au fost foarte multe situații extreme, multe personaje istorice au căzut în laturi ale extremismului de tip de dreapta sau chiar și de stânga. Da, e adevărat. Tocmai de aceea, acea perioadă interbelică a căzut din fașă. Chiar la 10-20 de ani după ce a început să producă și să crească elite adevărate, elite puternice. Elite care au reușit să reinventeze România. De la Mircea Eliade, la Gogu Constantinescu, la Nichifor Crainic, la Pamfil Șeicaru, la Vasile Voiculescu, la Mircea Vulcănescu, mulți, mulți alții. Am putea să spunem că au fost extremiști, am putea să spunem că au fost criminali, am putea să spunem că au scris pentru a ucide umanitatea? Voi ce spuneți? Câți oameni au murit datorită acelei lucrări numită istoria credințelor și ideilor religioase ale lui Mircea Eliade? Câți oameni au murit? Câți oameni au ucis un asemenea om? Câți oameni au ucis un Mihail Manoilescu? Sau un Gheorghe Bumbescu, realizatorul celor peste 160 de bănci cooperatiste din perioada interbelică din țară, sub îndrumarea și acordul guvernatorului BNR de atunci, Mihail Manoilescu, care, bineînțeles, îl avea, că asta se știe în istorie, îl avea ca și mentor post-mortem
pe Mihai Eminescu cu a sa teorie a statului organic. Câți oameni au ucis? Spre osebire de câți oameni au ucis doctrina marxistă prin sau indirect prin intermediul adepților săi. Lenin, Trotsky, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Pol Pot, etc. Câți? De-a lungul a întregului secol 20. Elitele intelectuale niciodată nu distrug. Și nu e vorba neapărat de elitele intelectuale, cât e vorba de ceea ce pun în practică. Că una este intelectul, una este teoria și alta este practica, nu așa? Că practica ne omoară. Nu ne omoară fizic. Ne omoară psihologic. Pentru că nu putem să o ducem la capăt. Pentru că am vrea să teoretizăm în mare parte. Haideți să facem și noi un rezumat al Marii Uniri, ceea ce s-a întâmplat atunci, în 1918. Lucrurile nu au început chiar la 1 decembrie, nici în noiembrie. Au fost mult mai târziu. Au fost chiar din septembrie în 1918 puse în plan, pentru că un asemenea eveniment nu se face chiar spontan, trebuie și o planificare, trebuie și o cronologie, trebuie un istoric, trebuie făcută atât pe plan național, cât și pe plan internațional, pentru că dacă ar fi să o luăm așa, sigur, trăim într-o lume, într-o Europa, pe un continent, nu putem să spunem că suntem singuri. Hai să ne unim pentru că ce? Nu ar fi avut niciun rost dacă nu existau și alte popoare în Europa, dacă nu existau și alte țări, și alte puteri, și alte seminții. Sigur că a trebuit să o facem și de comun acord cu ei, cu toți cei care locuim și trăim sub soare aici, pe planeta Pământ. Nu? Și atunci, sigur că toate au început treptat. Și am putea să începem și noi și să spunem, printre altele, că la 24 august și 6 septembrie 1918 se creează la Paris Consiliul Național Român Provizoriu, care în 20 septembrie sau 3 octombrie a proclamat formarea Consiliului Național al Unității Române, organ reprezentativ având în conducere pe Tache Ionescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, doctorul Constantin Angelescu și Ioan Florescu, ca și pe vicepreședinții. Consiliul este recunoscut la 29 septembrie și 12 octombrie de guvernul francez, apoi mai târziu la 12 octombrie, 5 noiembrie, la 23 octombrie, 5 noiembrie, de guvernul Statelor Unite, apoi la 29 octombrie și 11 noiembrie de guvernul englez, iar la 9 și 22 noiembrie de cel italian drept exponent al intereselor poporului român. Mai târziu, 2-15 septembrie 1918, Congresul de la New York al românilor, cehilor, slovacilor, polonilor, sârbilor, croaților și rutenilor votează o moțiune prin care se cere dezmembrarea Austro-Ungariei și eliberarea tuturor popoarelor asuprite. Aici e foarte interesant, pentru că, din păcate, ungurii, spre exemplu, sunt împărțiți în două tabere.
cei care deplâng această dată de 1 decembrie și Marea Unire și ba chiar o consideră ca fiind doliu pentru ei, pentru națiunea lor, și cei care nu, care nu o fac. Dintre cei care nu o fac, sunt, bineînțeles, și cetățeni români, de etnie ungară, de naționalitate ungară, de origine ungară, dar români, împreună cu noi. Ceilalți au ales calea așa zisului irredentism. Da, mai departe, și o să vedem de ce se spune despre popoarele asuprite, când o să ne aducem aminte de eliberarea Ungariei de sub asuprirea bolșevică din 1919. Când am intervenit în Budapesta cu armata română și i-am eliberat pe unguri de sub jugul bolșevicilor lui Bela Kun și a altora ca el. Dar o să mai vorbim despre acest episod, pentru că este foarte interesant și de altfel mulți îl dezavoiază astăzi. Mulți dintre unguri, dar și dintre români. La 29 septembrie, 12 octombrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Transilvania, întrunit la Oradea, adoptă în unanimitate o declarație redactată de Vasile Goldiș, privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza printre națiunile libere, în temeiul dreptului ca fiecare națiune să dispună liberă de soarta sa. Se revendică recunoașterea conducerii PNR ca organ provizoriu de conducere a Transilvaniei, se constituie un comitet de acțiune cu sediul la Arad, avându-l în frunte pe Vasile Goldiș. La 5 și 18 octombrie 1918, declarația de independență a Transilvaniei, adoptată în ședința de la Oradea, este citită în Parlamentul de la Budapesta de doctorul Alexandru Vaida Voivod. Apoi, la Cernăuți, pe 11 și 24 octombrie 1918, apare primul număr al gazetei Glasul Bucovinei, editată de un grup de români bucovineni în frunte cu profesorul universitar Sextil Pușcariu. 14-27 octombrie 1918, deputații români bucovineni din Parlamentul Vienez și foștii deputați din Dieta Bucovinei, primarii români din localitățile Țării de Sus a Moldovei, împreună cu alți reprezentanții provinciei istorice, s-au întrunit în sala mare a Palatului Național din Cernăuți și au hotărât constituirea adunării constituante. Adunarea alege un Consiliu Național condus de Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Doru Popovici și Sextil Pușcariu, ca vicepreședinți, Vasile Budnărescu, Radu Sbierea și Laurent Tomoiagă, ca și secretari. Apoi, la Budapesta s-a constituit Consiliul Național Român Central pe 21 octombrie cu sediul la Arad, ca organ de conducere al românilor, format din 6 reprezentanți ai PNR și 6 socialdemocrați. Deci vedem că lucrurile au început să se constituie pas cu pas, treptat, fiecare în parte, pentru ca marea adunare să se formeze exact așa cum și să se adune, să se constituie, exact așa cum ar fi trebuit. Nu în mod spontan, așa, pe nepusă masă și cu așteptarea ca, sigur, unirea să se realizeze când, pe vremurile acelea, știm foarte bine că oamenii călătoreau mai greu, nu existau mijloacele de transport din ziua de azi, nici măcar de comunicare. Sigur, erau mult mai dificil de realizat lucrurile,
Și durau mai mult timp. Apoi, între 18 și 31 octombrie 1918, se face proclamarea către Națiunea Română, în care se aduce la cunoștință opiniei publice constituirea Consiliului Național Român Central, ca unicul for de conducere al românilor transilvaneni, precum și principiile sale de acțiune. Ca apoi, în perioada 7 noiembrie, Consiliul Național Român Central să hotărască înființarea de gărzi naționale și de gărzi civile sătești pe întregul teritoriu locuit de români în Transilvania și Ungaria, pentru păstrarea liniștii și a verii fiecăruia. Așa cum auzim acum că se înființau gărzi naționale și gărzi civile sătești, ne aducem aminte unii dintre noi, bineînțeles, pentru că s-au șters multe din memoria multora dintre noi, dar unii dintre noi ne aducem aminte că ar fi așa, cum adică gărzi civile, cum adică gărzi naționale, cumva se pregătește ceva, vreo asuprire, vreo dictatură? Nu! Era pentru păstrarea liniștii și averii fiecăruia. Foarte interesant. Mai apoi, Consiliul Național din Basarabia adoptă la data de dățile, de fapt, de 31 octombrie și 13 noiembrie 1918, o lege fundamentală asupra puterilor țării Bucovinei. Nu mai avem un și ajungem la 1 decembrie. O să vedem cum au avut loc lucrurile. Lege fundamentală care își asumă întreaga putere de stat în țara Bucovinei. La 5 și respectiv 18 noiembrie 1918 se realizează manifestul către popoarele lumii, prin care Consiliul Național Român Central, deci CNRC, afirmă în fața opiniei publice mondiale dorința românilor transilvaneni de a se uni cu România. Deci iată că întâi s-au dospit lucrurile în țară, în tot timpul anului, nu am mai citit ceea ce s-a întâmplat încă din ianuarie 1918, veți vedea linkul în descriere chiar și veți putea să-l consultați singuri. Și apoi, după, am putut să le spunem tuturor celorlalți conlocuitori de pe suprafața acestei planete, din această lume, că vrem să ne unim. Bineînțeles, dorința românilor transilvaneni de a se uni cu România, dar nu numai a transilvanenilor, cât și cea a basarabenilor, cea a moldovenilor de dincoace de Prut. Pentru coagularea aceasta statală și poporană a noastră, a românilor, a tuturor. Între 7 și 20 noiembrie 1918, alt manifest al Marelui Sfat Național din Transilvania, privind convocarea la 18 noiembrie, 1 decembrie, a Marii Adunări Naționale la Alba Iulia. Apoi, pe 9 și 22 noiembrie, Consiliul Național Român Central din Transilvania cere ultimativ guvernului maghiar să-i recunoască puterea de plină asupra teritoriului Transilvaniei. Ca mai apoi, Congresul Bucovinei să hotărască în unanimitate pe 15 sau 28 noiembrie unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu regatul României, care urma să le pierdem, bineînțeles, în al doilea război mondial și după. Sau poate chiar înainte. 1 decembrie 1918 are loc în sala Casinei din Alba Iulia adunare națională cu participarea a 1228 de delegați, deputați, aleși. Gheorghe Pop de Băsești, președintele Partidului Național Român, declară adunarea națională de la Alba Iulia constituită și deschisă
iar Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție care începe cu cuvintele pe care le-am citit mai adineauri. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor, îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918. Decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsi cu România. Proiectul de rezoluție este adoptat cu ovații prelungite. Pentru cârmuirea Transilvaniei, adunarea națională procedează la alegerea unei adunări legislative, numită Marele Sfat Național, compus din 250 de membri. Acesta, la rândul va numi un guvern provizoriu, Consiliul Dirigent. Ne ducem aminte de toate acestea ca să vedem cum au stat lucrurile atunci și ce am putea să facem și noi la fel, chiar în aceste vremuri, pentru că nu trăim vremuri foarte diferite față de cum erau atunci. Sigur, acum avem aceste căi online, nu, de comunicare și putem să facem inclusiv adunări pe Zoom sau putem să facem live-uri pe YouTube, pe Facebook și toate cele. Dar totuși, întâlnirea față la față, om cu om, este edificatoare și construiește. Online-ul nu o să înlocuiască niciodată întâlnirea acestea fizice, nu va avea deloc puterea să le substituie, să le înlocuiască și să fie la fel de semnificativ, așa, cum să spunem noi, fizic, psihologic, nu sunt încărcătoare. Deși ne vedem față la față, pe un ecran, nu înseamnă același lucru. După adoptarea actului istoric al Unirii, cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe câmpul lui Horea, aprobă cu aclamații entuziaste hotărârea de unire necondiționată și pentru totdeauna a Transilvaniei cu România. Unirea Transilvaniei cu România încheie procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, așa cum am spus, prin unirea Moldovei cu Țara Românească. Era mica unire în care, da, Moldova s-a unit cu Țara Muntenească, de fapt, ca și cele două părți constitutive ale Valahiei, Valahiei vechi, Valahiei mari, dar nu și Transilvania. Transilvania a venit mai târziu. Desigur, în 1878 s-a continuat prin unirea Dobrogei cu România și a Basarabiei în martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918 și apoi suprafața României mari a ajuns la 295.049 de kilometri pătrați cu o populație de 16,5 milioane de locuitori. Dar lucrurile au continuat. Căci la 2 decembrie 1918, întrunirea Marelui Sfat Național în sala tribunalului din Alba Iulia, care hotărăște constituirea unui consiliu dirigent format din 15 membri și având președinte pe Iuliu Maniu pentru administrarea Transilvaniei, Marele Sfat Național și Consiliul Dirigent își stabilesc atunci sediul la Sibiu. Apoi, pe 11 sau 24 decembrie 1918, regele Ferdinand emite decretul lege de unirea Transilvaniei cu vechea Românie. Mai apoi, mai târziu, la câteva zile, pe 31 decembrie, decretul lege privind unirea Bucovinei cu România.
De la 26 decembrie, chiar 8 ianuarie 1919, are loc la Media și Adunarea Națională a Sașilor, care se declară de acord cu actul politic înfăptuit la 18 noiembrie, adică 1 decembrie 1918, la Alba Iulia. Și tot așa, tot așa, tot așa. Nu are rost să continuăm. Veți putea vedea toate acestea în linkul din descriere. Este un proces de oarecum lungă durată. Și ar putea să se mai întâmple odată. Ar putea să mai fie. Ar putea să realizeze a treia mare unire, căci acesta este titlul episodului nostru de astăzi. A treia mare unire a tuturor românilor. Aici nu mai vorbim de uniri teritoriale, pentru că am vorbit deja. Au fost realizate. Ele din punct de vedere geopolitic sau geografic, politic, etnografic, etnologic, național, sunt realizate deja. Însă, Marea Unire Mare trebuie să se realizeze în fapte, căci dacă avem teritoriile, hai să spunem așa, unite, trebuie să și facem lucruri ca un singur popor. Mai ales în această perioadă de crize identitare, până la urmă. Nu mai vorbim de criză sanitară, pentru că nu este o criză sanitară. Este o criză identitară. Este ceva ce vine din spate, dar ea având ca și cum vrea să cucerească viitorul. Neomarxismul acesta multicultural dezvoltat, cum am putea noi să spunem, vrea să transforme omul, sau mai bine spus, să-l elimine pe acesta, omul, am putea să spunem, omul 1.0, omul biologic, și să-l aducă pe tapetul existenței, dacă poate, dacă reușește, pe omul 2.0, omul transuman, omul care nu are o identitate culturală, care nu are o identitate națională, care nu are o identitate etnică, care e pur și simplu conectat la cloud, conectat la un... cum să spunem noi, la o lume digitală virtuală. Da, biologia nu putem modifica cum vrem noi, deși se încearcă prin diferite experimente astăzi. Nu se poate modifica. Pe data de 2 octombrie anul acesta a avut loc, poate, unul dintre cele mai mari proteste de până acum, din această perioadă, din această perioadă de mari crize sanitare, din această perioadă de pandemie. Un protest împotriva distrugerii drepturilor și libertăților, distrugerii umane, distrugerii drepturilor și libertăților umane. Nu românești sau de altă naționalitate. Cu toții suntem în aceeași oală,
Nu mai contează că suntem români, nu mai contează că suntem europeni sau pământeni. Contează că suntem umani. Și asta deranjează. Asta deranjează foarte mult pe toți cei care vor să facă profit și cu ajutorul acestui profit să centralizeze, să unească lucruri. Inclusiv mintea umană, cu un câmp sau o entitate, un câmp entitar digital, care nu are de-a face neapărat cu noi. Adică să ne controleze biologic ce mâncăm, ce bem, unde ne facem nevoile, cât dormim, unde dormim, de ce dormim, dar și psihologic. Ce gândim, ce simțim, ce vorbim, de ce nu. Am fost și noi la protestul din 2 octombrie, în care chiar a fost, să spunem așa, marea unire mare. O unire într-un cuget și simțiri, și vreau să-l revedem din nou, deși îl puteți găsi pe canalul nostru. Fraților, începe Marea Unire Mare, cel mai mare eveniment istoric din întreaga existența României. Suntem câtă frunză și iarbă. Va fi perfect. În curând ne vom uni grupurile, piața Universității cu piața Victoriei. Și într-adevăr o să fie adevărata unire. Cea pe care o visăm de mult timp. Acum avem un motiv. Da, am avut un motiv și avem un motiv. Întotdeauna avem un motiv. Însă unirea aceasta ar trebui să se coaguleze atunci când vom începe în număr mare să construim împreună. Să refacem țara, să renaștem țara, să recuperăm țara. Atunci când ne vom uni sub un singur steag, un singur om, care nu numai că ne vrea binele, dar are capacitatea de a ne construi un viitor, de a ne construi viitorul și de a ni-l da mai departe, de a ni-l împinge ca să-l putem trăi. Și asta va veni cât de curând posibil, dar nu se poate fără a învăța să spunem nu tuturor acestor, așa cum am mai spus și în episoadele anterioare, să spunem nu tuturor acestor tăvăluguri care vin din spate, exact cum am spus, ca să cucerească viitorul ăsta, să și-l asume. Dar nu să ne cucerească nou viitorul. Pentru că viitorul nostru este unul constructiv. Viitorul nostru este unul al unității umane. Viitorul nostru este unul al identității biologice, naționale, conștiinței umane, nu asta vrea, ci
vrea viitorul lui. Nici măcar al lui. Pentru că un individ care spune că viitorul este lumea digitală, fără identitate umană, fără identitate biologică, fără identitate de gen, cu ghilimele de rigoare, este un om care nu se poate suporta pe sine. Este un om care se detestă pe sine și detestă imaginea creatorului în el. Marxismul, sau Marx, de fapt, a spus că religia este opiul popoarelor, nu-i așa? Am uitat asta? Acum nici nu mai vorbim de religie. Vorbim de spiritualitate. Vorbim de a fi în spirit sau inspirați. Vorbim de altceva. E greu să vorbim de religie, e greu să-l mai studiem pe Eliade, să mai studiem mari exegeți, dar vorbim de un fel de identitate care acum se inoculează puțin câte puțin prin manipulări, prin spălări pe creier. De zeci de ani, după ce s-au realizat alte tipuri de manipulări fizice, după cel de-al doilea război mondial, cu toate lagărele, cu toate torturile, cu toate execuțiile, cu toate înspăimântările, cu toate luptele, revoltele și chiar și războaiele, precum războiul din Coreea, respectiv războiul din Vietnam, din Afganistan, din Irak, etc., toate pe continentul asiatic, dar și pe continentul european, de după anii 90. Toate care se ducă către exact acest moment, un cadran în care ne aflăm, un cadran prezent al lucrurilor. Aoleu, de unde vin? Dăm firul înapoi. Mergem în spate. Vedem când am deschis ușa. Când le-am permis să intre. Când am dat din mână, efectiv, această unire pe care am avut-o. Când n-am mai construit, când am încetat să mai construim. Când am fost un popor de împărați în țara nimănui, cum spunea domn profesor istoric Mircea Dogaru, pe care aș vrea chiar să citim un pic din acel articol pe care l-am preluat și noi. Un articol de altfel magistral, ca să vedem ce am fost și cine am putea să mai fim. Și spune așa: astăzi, popoarele care au dăruit lumii marile civilizații ori au dispărut, sumerienii, perșii, vechi egipteni, incașii, etc., ori, comparativ cu gloria trecută, vegetează grecii, italienii, olandezii, spaniolii, portughezii, englezii, turcii, arabii. Noi, cei născuți din ciocnirea a două civilizații care au modelat fața lumii vechi, tracodacă și romană, nu am avut încă momentul nostru de strălucire. Foarte important. Atenție! Ba parcă, cel puțin teritorial, trăim într-un regres continuu. Suntem un popor născut bătrân sau neterminat, spun unii. Popor vegetal, proclamă alții. Străinii sunt de vină și faptul că ne-am născut în calea răutăților proclamăm noi. Sau greaua moștenire a trecutului, susține
Fiecare generație lamentându-se că nu sunt vremurile sub oameni, ci bietul om sub vreme și refuzând să priceapă că omul nu poate fi sub vremi, ci tot sub oameni, sub alți oameni care au avut tăria să-și supună vremurile. Și niciodată nu ne-am pus întrebarea de bun simț, dar noi, chiar nu avem nicio vină? Străinii ne resping pentru că au ceva cu noi sau pentru că nu pot să ne înțeleagă, dar noi îi înțelegem oare? Am făcut ceva concret să îi înțelegem și să ne facem înțeleși? Îi vorbim străinului, adesea copilului sau chiar nepotului nostru la scara istoriei, în limba lui și pe coordonatele mentalului lui sau în limba noastră pe coordonatele gândirii noastre, întortocheate de griji, bătrâni și sfătos chiar și când cere? Se împacă vreunul din noi cu ideea de a fi doar simplu soldat al datoriei și nu un Napoleon genial în toate, gata să găsească soluții și să dea sfaturi oricui, la orice, oricând și în oricare împrejunare? Se simte vreunul din noi în stare să primească lecții, nu numai să dea? Vrem cu adevărat să învățăm despre și de la alții și să-i învățăm la rândul nostru câte ceva despre noi? Știm și dacă știm, recunoaștem oare cine suntem cu adevărat? Și aici putem să ne oprim cu această citire. Sigur, puteți să citiți mai departe și continuăm prin a spune că ce am fost și ce am ajuns. Sau ce mai putem să fim. Nu spunem numai noi, a spus-o și Mihai Eminescu, care este în spatele meu. E mereu la urechea mea. Dar câți îl ascultăm? Câți ascultăm de toți cei din trecut care ne-au spus? Prin noi înșine, dinpreună, nu avem nevoie de nimeni ca să construim. Napoleon al III-lea spunea, poporul român nu se poate autoguverna, către Alexandru Iancuza, într-o scrisoare. Oare? Oare nu se poate autoguverna? Dar voi în familiile voastre vă puteți autoguverna? Voi în familiile voastre sunteți stăpânii casei? Voi în familiile voastre sunteți capul de familie? Dar câți din familii, câte familii, de fapt, sunt unite? Sau doar răzlețe așa, insulițe cu insulițe? Câți ne cunoaștem între noi? Câți mergem să-i cunoaștem pe cei din țară? Câți mergem să-i cunoaștem pe cei din provincie, de la sate, să-i ascultăm, să luăm învățături de la ei? Câți mai luăm învățături de la chiar și alții din afara țării, de pe unde ne ducem? Noi toți spunem români de pretutindeni. Pare că planeta asta e o planetă românească, până la urmă să se numească România. Că suntem peste tot. Chiar dacă e un singur om într-o țară, atât, un singur român într-o țară, suntem peste tot. Sau aproape peste tot. Am făcut de rușine poporul în alte țări sau am făcut cinste poporului pe oriunde ne-am dus? Dar aici de ce nu putem să facem cinste nouă? Poporului nostru, român, nouă. Trebuie să fim insulițe care construim sau putem să fim un popor întreg? Vine 1 decembrie 2022, 2023, 2024 și așa mai, 2025. Oare o să ne mai prindă ca popor român cu titlul acesta
Sau o să ne prindă ca popor român, ca popor român? Îndemnăm la unitate și să lăsăm la o parte dezbinările, să moară capra vecinului, lasă că e bine și așa, nouă să ne fie bine, care nouă? Care nouă? Vouă, unora, altora, pe căprării, pe insulițe, pe gășculițe. Noi ceea ce facem este chiar un îndemn să începem să construim. În momentul în care în marile orașe se vor aduna în toate, nu numai București, în toate, peste tot în țară, se vor aduna zeci de mii, sute de mii, milioane. În București și în toate cele care pot să aibă un asemenea număr de oameni, atunci, pentru un singur scop de a spune nu tuturor dezbinărilor, nu tuturor dictaturilor sau cum se numesc ele, atunci o să fie într-adevăr o unire, o să înceapă de fapt o unire, pentru că mai apoi trebuie să se concretizeze în fapte. Atunci când nu o să mai existe gangsteri politici care să fure. Să fure pământ, resurse, bani, putere, influență, inclusiv funcții. Când toți aceștia o să plece cap după cap, după cap, după cap, atunci, da, o să vedem că se face unire. Nu că este unire. Se face unire. Și aici încheiem, dragi români, îndemnându-vă să nu mai stați, să umpleți spațiul acesta online, așa, doar de dragul de a vedea informații sau de a comenta informații. Să vă puneți calitățile acestea de buni diagnosticieni și experți, să spunem așa, în toate, în practică. Și haideți să ne unim. Acestea fiind spuse, vă salutăm și noi, am consemnat și vă lăsăm cu bine. Să ne vedem și la episodul următor. Dacă v-a plăcut acest episod și, bineînțeles, l-ați considerat foarte, de foarte mare ajutor, atunci dați-ne și nouă un feedback, un comentariu, un like, un subscribe, dacă nu ați făcut-o până acum, ca să vă înscrieți pentru notificări privind episoadele următoare. Vom mai avea și vor mai fi chiar și surprize. Am consemnat și vă urăm un 1 decembrie călduros.